corabia lui Moise face semn celor din corabia lui Iosua ca să vină să ajute. Și corabia vieții lui Iosua l-a ajutat pe Moise, s-a ajutat corabia deșertului, am putea spune, a Sinaiului lui Moise. Corabia lui Elisei, lui Sfântul Ilie, prorocul, a făcut semn corabiei Sfântului Elisei ca să vină să-l ajute pe Sfântul Proroc Ilie și să-i rămână ucenic și urmaș. Corabia lui Luca, evanghelistul, Sfântul Evanghelist Luca, face semn corabiei lui Cleopa pe drumul spre Emaus ca să vină să-l ajute atunci când Mântuitorul Hristos mergea cu amândoi pe drumul învierii, pe drumul spre Cina din Emaus. Corabia lui Timotei face semn corabiei lui Tit ca să vină să ajute și amândoi să înțeleagă ca nimeni alții, ca ucenici adevărați și urmași ai Sfântului Apostol Pavel. Pentru că zice Apostolul Neamurilor că n-am pe nimeni care să fie la un gând împreună cu mine în Hristos decât pe Timotei. Așa scrie într-una din epistole. De aceea, iubiți frați și surori în Domnul, Părintele Iosif Trifa, cel prin care Dumnezeu a inițiat și a mișcat apele țării noastre, ale poporului nostru, ale bisericii noastre, acum aproximativ 100 de ani, corabia Părintelui Iosif Trifa a făcut semn corabiei fratelui Traian Dorz ca să vină să ajute la lucrarea oastei, la crucea oastei, la jugul oastei, la misiunea și trezirea duhovnicească pe care oastea Domnului a făcut-o o pace și trebuie să o continue în sânul bisericii noastre ortodoxe române, în sânul și miezul și în esența poporului nostru ortodox român, creștinesc și de Hristos iubitor. De aceea am putea extinde înțelesul acestui verset, al acestui cuvânt, de a face semn celor din cealaltă corabie. În Sfânta noastră Biserică, corabia Sfintei Liturghii face semn corabiei Sfintei Evanghelii, pentru că nu este liturghie fără Evanghelie și la fel ar trebui să fie și ceea ce privește Evanghelia fără liturghie. De asemenea, corabia Becerniei face semn corabiei Utreniei, corabia liturghiei face semn corabiei predicii, pentru că o liturghie nu este, am putea spune, completă fără predică, fără cuvântul lui Hristos vestit cu putere multă de preot, de diacon sau de erar, de episcop. Într-o adunare cum este aceasta de aici, astăzi, în biserică, corabia predicilor face semn corabiei cântărilor și poeziilor. Corabia cântărilor face semn corabiei rugăciunii pentru ca adunarea să fie deplină. Așa se cuvine și noi, permanent, neîncetat, să avem în vedere, să luăm aminte la cealaltă corabie. În Patericul Egiptean este un cuvânt care spune că un oarecare părinte s-a frământat și a postit vreo 70 de zile ca să-i descopere Dumnezeu un cuvânt din Sfânta Scriptură. Nu pricepea înțelesul, nu înțelegea ceea ce voia să spună cuvântul lui Dumnezeu sau vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Se frământa, a postit pentru aceasta multe zile și săptămâni și s-a rugat ca Dumnezeu să-i descopere cuvântul și înțelesul acelui cuvânt. Dar într-o bună zi primește gândul cel bun. Ia să mă duc să întreb eu pe fratele meu într-o pusnicie și călugărie, într-un monahism, oare el cum înțelege cuvântul, cum vede cuvântul acesta? Și îndată ce a făcut primul pas spre cealaltă corabie, spre fratele său, spre aproapele său, și când s-a smerit mergând să întrebe pe fratele său cum ar trebui înțeles cuvântul, atunci i s-a descoperit lui însuși cuvântul în minte, în mintea luminată de Duhul Sfânt, numai și numai prin smerenie.
Ori de câte ori avem prea multă încredere în noi înșine, prea suntem siguri pe noi înșine, prea credem că suntem foarte importanți sau importanți, că suntem centrul și capul și creierul adunării și inima adunării sau a unei comunități parohiale, totdeauna greșim. Ori de câte ori ne smerim, ori de câte ori suntem dispuși și suntem disponibili, să întrebăm pe celălalt, să întrebăm pe altcineva, ca și Sfântul Antonie cel Mare, fericitul Antonie, de care s-a făcut referire mai înainte, a primit o scrisoare, o epistolă de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, de la Constantinopol, să meargă din pustia Egiptului în capitala Bizanțului, ca să folosească duhovnicește familia imperială, să dea sfaturi duhovnicești, să țină predici, să dovedească darul înainte vederii cu Duhul pe care îl avea, să folosească pe credincioșii din Constantinopol. Și nu știa Sfântul Antonie cel Mare ce să facă. Să meargă la Constantinopol, împăratul i-ar fi pus corabie, taxi la îndemână din Alexandria Egiptului până în Bizanț. Și se frământa și se întreba să meargă sau să nu meargă. Să asculte de rugămintea împăratului, pentru că iată amândoi aveau să ajungă sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe sau nu. Și neavând pe unul mai mare decât sine pe care se întrebe, neavând un episcop la îndemână sau un duhovnic în apropiere, l-a întrebat pe ucenicul său, pe Ava Pavel cel Simplu, numit și Pavel cel Prost. L-a întrebat, oare să mă duc sau să nu mă duc? Și Dumnezeu îi răspunde prin ucenic, îi răspunde Sfântului Antonie, dacă te vei duce, Antonie te vei chema, dar dacă nu te vei duce, Ava Antonie, adică Părintele Antonie. Și nu s-a dus Sfântul Antonie ca să se întâlnească cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare, ascultând de sfatul înțelept dat de la Dumnezeu prin ucenicul său, Ava sau Părintele Pavel cel Simplu sau cel Prost. De aceea, oricât de cunoscători am fi între ale Sfintelor Scripturi, între ale cântărilor, poeziilor, oricât de multe cunoștințe am avea, să nu ezităm să întrebăm în anumite momente pe cei care par mai simpli, pe cei care par mai neînțelepți sau neinstruiți, pe cei care par a fi cu școală mai puțină, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu nu stă în școală și în studii, stă într-o smerenie, într-o rugăciune, într-o lacrimă, într-o plâns, într-o tăcere, într-o cunoștință. Mă bucur din tot sufletul că sunt în mijlocul preților voastre, iubiți frași și surori în Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră, adunarea voastră Domnului, pe dumneavoastră, cei ce sunteți veniți de departe și de aproape, pe toți și pe toate, tineri și vârstnici, să vă sfințească Dumnezeu, să zăbuviți asupra cuvintelor și paginilor sfinte și dumnezeiești Scripturi, pentru că sunt taine care ni se descoperă abia după zeci și zeci de ani de citiri a Sfintelor Scripturi. Să nu credem că-ți cunoaștem noi toate mărgăritarele Bibliei, toate perlele sau nestimatele Sfintelor Scripturi. Nu ne cunoaștem dintr-o dată, ci rând pe rând ni se descoperă atunci când Dumnezeu se milostivește de noi și ne trimite către un strop de rouă duhovnicească în mintea noastră, dacă are rugăciune, în cugetul nostru, dacă are smerenie, în inima noastră, dacă are dragoste de Dumnezeu și de oameni. Amin. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim prea Sfințitul Episcop pentru cuvântul rostit în fața adunării și potrivitul cuvântul Sfinției sale, am ales cântarea din Alte Cântări pe Marea Vieții, la 155 Alte Cântări. Thank you.
stinde. Am pornit în lupta dreaptă, goarna sună adunarea, fronturile se deșteaptă. Înălțați mereu drapelul, sus, cu mâinile amândouă, a sunat mobilizarea și-a început o luptă nouă. Țelul nostru e Golgota, biruința lui Iisus, pentru lupta lui cea sfântă, steagul să înălțăm mai sus. Avântați în lupta sfântă, plin de aprinsă bărbăție, înălțați răspunsul vostru, toți prezenți la datorie. Înaintea noastră merge strălucitul nostru steag, el, Iisus biruitorul, după el noi toți șiriac. Cete de ostași ai crucii, credincioși ai luptei sfinte, pentru cauza mântuirii și a credinței înainte. Frați iubiți din calea crucii, nu clintiți nici cât e părul, spuneți tuturor pe față, cu îndrăzneală adevărul. Suferi vom pentru aceasta, poate prigoniri și ură, ne vor face iar în lume tot ce Domnului făcură. Dar să pun în calea noastră piedici mari și lanțuri grele, înapoi nu vom întoarce, oricât ne-am lovit de ele. Fie suferinți destule, înainte nu ne apasă, cei ce suntem ostași să vină, cei fricoși să plece acasă. De va trebui cu sânge să pecetuim credința, ne-om jertfi din jertfa noastră, se va naște biruința. A sunat mobilizarea, sus la luptă tot poporul, tinerime înainte cu Iisus biruitorul. Slăviți să fie Domnul! Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Sfântul Apostol Petru spunea odată pe muntele Taborului, Doamne, ce bine este să fim cu Tine aici. Să facem trei colibe și să nu mai plecăm pe aici niciodată. Mulțumim, preasfințite Părinte. Vă spunem că la Canansebeș o să avem o surpriză. Nu știam nici eu de surpriză, dar fiind în mijlocul nostru, vă mulțumim. Aceasta e cea mai frumoasă surpriză pe care ne-ați făcut-o. Vreau să cânt o cântare referitor la această colabie despre care vorbea Sfinția voastră. Și vrem să vă asigurăm și vrem să ne hotărâm astăzi împreună să rămânem în această corabie și să mergem frumos și să aducem cinste acestei lucrări și lui Dumnezeu bucurie. Mulțumim preasfântitului Părinte Daniel că este prezent în mijlocul nostru. Poate mă sunteți dumneavoastră, frățile voastre, nu știți că preasfântitul Daniel este născut și crescut și a lucrat și încă lucrează și iubește în tot sufletul lucrarea noastră. Domnului, îi mulțumim pentru toată dragostea și rugăm pe Dumnezeu să îi poarte de grijă și mereu să-i fie alături și să-i dea putere în acest lucru sfânt și minunat în care și noi, alături de preasfinția sa, dorim să mergem înainte. O întâia mea credință, eu nu te-am uitat nici când. Am păstrat curat în suflet focul tău mereu crescând. Slăviți să fie Domnul! Mai întâi vreau să aveam în gând să spun ceva. Atunci când mergeam la masă, am îmbrățișat un frate și l-am întrebat dacă e de la Suceava. Mi se părea că seamănă cu fratele Viorel, dar nu știam că în fața mea și în brațele mele un frate scump pe Cicu Petrescu, a cărui cântări am învățat și eu și plecând, poate nu așa de bine și de frumos, dar cu inima curată și cu gând frumos, ca să aducem slavă lui Dumnezeu. Mulțumim, frate Cicu, că ați venit și sunteți aici, în mijlocul nostru. Frații noștri scumpi și dragi, care vă prețuim pe toți, mai ales pe cei care ați fost mereu preajma fratelui Traian. O, în întâia mea credință,
ce am păstrat curat în suflet focul tău mereu crescând. Dacă vântul greu al vieții uneori părea că el se ridica în urmă, mai înalt și mai plăcit. Dacă vântul greu al vieții uneori părea că ridica în urmă, mai înalt și mai înăcit. Dacă umbre întunecate uneori l-au copleșit, el se ridica mai curat și strălucit. După fiecare jertfă al meu suflet l-a purtat într-o tot mai dulce patră, mai mai curat. După fiecare jertfă al meu suflet l-a purtat tot mai dulce vatră, mai puternic, mai credință, cu atât mai mult acum, când m-ai dus atâta cale, cine mi-i iar frânge în drum. Prima mea credință în un pas până la Iisus, când prin toate până la poarta cerurilor m-ai adus. Prima mea